Eu pot să mă dezic de pensia asta mizeră pe 2 ani de zile. Dar să știu, creează locuri de muncă, salarii concrete, fiind să-mi tarp copiii acasă și o să mă joc cu nepoței. La o viață din pensie veți afla secretul soților Boris și Cecilia Sârbu din raionul Florești, cum împar cele câteva mii de lei lunar astfel încât să le ajungă. E tot de la noi din grădină. Și ardei și pătrunjelul și roșiile, tot e de la noi. Eu îl leg screaga schinării cu răua și de la ora 4 până la ora 10, timp de vară. Eu nu știu la cafea în casă, mă. Cum e să nu te plângi pe bătrânețe și să nu aștepți mereu ajutor din partea statului, află de la soții Sârbu, doar la o viață din pensie. Bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului O viață din pensie. Un proiect în care vă arătăm adevărata viața pensionarilor din Republica Moldova. Astăzi am ajuns în raionul Florești la soții Boris și Cecilia Sârbu, care ne vor povesti cum e să trăiești doar din pensie. Doamna Cecilia, vreau să vă întreb, ce vârstă aveți dumneavoastră? 67 de ani. E o vârstă frumoasă. Mulți înainte și multă sănătate. Mulțumesc. Vreau să vă întreb unde v-ați născut. În satul Gurăcamicii. Raionul Florești? Raionul Florești. Și cum ați ajuns la izvoare? Dragostea m-a adus. Și de cât timp locuiți aici la izvoare? Din 78. Din 78? Da. Toamna. Cum v-ați cunoscut cu soțul? Da. Noi ne-am cunoscut, cum, niște mai din timp. Nu, dar n-am avut nicio atracție unul față de altul. Vreau să vă întreb, ce ați muncit la viața dumneavoastră? Cariera am început-o la grădinița de copii din sat, educatoare. Am lucrat 2 ani, învățând prin corespondență. Și după aceea am trecut la Mărculești, tot educatoare, la școala specială. Și am lucrat până în 78, când m-am căsătorit, adică până în 79. Și am venit la Frumușica, la școala medie, și am lucrat iarăși educatoare, la grupa cu regim prelungit. După ce am trecut la ore, profesoara de limba română, din 89 am lucrat. În 2000 m-am numit director, am deschis liceul la Frumușica. Asta mi-a plăcut cel mai mult. M-am zbătut să facem liceul. Dar până la ce vârstă ați muncit dumneavoastră? Până la pensie. Am 57 de ani. În 2012 a apărut un ordin că pensionarii stai acasă, n-au ce căuta la școală. Și acum nu au cadre didactice. Acum e de mai treaba lor. Dar atunci când au dat cu piciorul noi, a fost cel mai dureros. Da? Timpul trecut. Dacă acum v-ar propune, ați reveni să predați copiilor? Acum nu. Acum nu. Fiindcă nu sunt copiii cei care vor să învețe, care vor să studieze. Poate mă greșesc eu, dar printre dânși poate și mai ies câte unul care vrea carte.
Câți ani din viața dumneavoastră i-ați dedicat pedagogiei? 38. 38 de ani? 38 de ani. Ce salariu primeați pe atunci dumneavoastră ca profesor? 100 de rubli. 100 de rubli? Și ce făceați cu 100 de rubli? Și 100 de rubli ne ajunge. Dar pe ce cheltuiați, doamna Cecilie? Ne ducem la nunț, la cumătrii. Eram tineri și eram imitați. Dar casa cum întrețineați? Da, noi am trăit deodată, am trăit la părinți, uh-huh, în casa părintească. Și după aceea am început și noi a construi casa. Dar 100 de rubli era... Erau bani. Erau bani. Ne ducem la bălți, primeam salariu, ducem la bălți și ne cumpăram produse alimentare. Salamul doctorskii, iubitelskii, care mai era acolo, 2 rubli kilogramul. Era un fel de carne tăiată, 30-40. Și noi acolo... Adică cu 50 de rubli veneați cu... Cu 50 de rubli veneai mașina încărcată, supra-încărcată. Și restul mereu, vă spun, la nunți și cu mătrii. Și apoi după aceea am început noi, am hotărât totuși să facem casă, să ridicăm o casă. Aveți copii? Da. Câți copii aveți? 2. Un băiat și? Și o fată. Sunt aici, în țară? Băiatul e în țară, dar fiica e peste hotare. Sunt mândria dumneavoastră? Numai decât. Mă mândresc și cu fata, și cu băietul, și cu noara, și cu gigerile. Dar nepoței aveți? Avem și nepoței. Câți? 5. 3 de la fecior și 2 de la fata. Cât de des o vizitează pe bunica? Aici la Floreș mai des. Dar acum dacă studenți, nu știu cât de des ne-a. Dar aici din Anglia, vara vin. În vacanță. Vin 6 săptămâni. Doamna Cecilia, văd în spatele dumneavoastră o cameră video. Probabil seara discutați cu fiica și nepoții din Marea Britanie. Da. Vreau să vă întreb dumneavoastră ca mamă. Cât de greu vă este să vă vedeți copiii prin intermediul calculatorului? Deodată mi era foarte greu. De câte ori îi vedem, lacrimi erau. Dar acum m-am deprins. Principalul culorile este bine. Să aranjați anume așa cum au dorit. Și dacă lor le este bine și dumneavoastră sunteți împăcată. Da, și mie mi-e bine. În fiecare zi văd, conversez cu dânsii, mă bucur de dânsii, de succesele lor. Și uitați, în câteva minute mi-ați povestit istoria dumneavoastră de viață și uitați că astăzi sunteți la pensie. Vreau să vă întreb, atunci când dumneavoastră erați tânără, erați în floarea vârstei, vă mai gândeați că o să ajung și eu la pensie, o să ajung și eu la bătrânețe? Niciodată nu m-am gândit că am să ajung la bătrâneță, să nu pot, să pornesc un lucru ceva și să nu-l pot termina într-o aceeași zi. Niciodată. Dar sunteți încă în putere. Sunt putere, mulțumesc Domnului, dar de-am nu-s puternicele. Dar pentru dumneavoastră, perioada asta de pensionare, când stați acasă, este o odihnă, o perioadă mult așteptată sau este o perioadă pe care ați fi vrut să o evitați? Sau ați fi vrut să fie altfel? Parcă prea de grabă am ieșit la pensie. Eram în putere. Și putem să mai... În 10 ani să-i duc. Deodată, nostalgie, după școală, când am auzit primul clopoțel, clar că, fără lacrimi, nu l-am auzit. Prima zi, sau cum să zic, ziua învăstorul, în primul an care a stat acasă, tot așa era. Dar acum m-am deprins. Dar cum v-ați imaginat dumneavoastră că o să fie perioada asta de pensie? O să stați acasă, o să vă odihniți? Sau cum vă imaginați dumneavoastră? Eu nu ne-am imaginat-o. Eu nu ne-am imaginat că am să ajung să stau acasă, să nu mă duc la școală.
Credeți că mereu o să... Da, am să mă duc la școală și am să mă duc. Și asta a fost o ruptură, știți, de la carte. Și de la activitate. La activitate, da. Ce pensie aveți dumneavoastră după aproape 40 de ani de pedagogie? Când am ieșit la pensie, am ieșit cu 1100 de lei. Acum ce pensie aveți? Acum s-a mai indexat și am ajuns la 3000. E mult, e puțin pentru dumneavoastră. Mi-ajunge, dacă ar mai fi, tot mai bine. Mulțumesc Domnului, să am sănătate și să pot cheltui banii care îi primesc. Domn Boris, vreau să vă întreb, ce vârstă aveți? Vârsta e ca 67, am urs 68 de ani. Mulți înainte și sănătate. Mulțumesc. Unde v-ați născut dumneavoastră? M-am născut în Moldova, în raionul Florești, în satul Izvoare. Aici, în sat v-ați născut? În locul unde locuiesc, aici m-am născut. Ce ați muncit la viața dumneavoastră? Am muncit bă de prostie. Am făcut serviciu militar întâi. Am fost după hotare în Cehia, după aceea am terminat colegiul tehnic și apoi am lucrat în școală medie, învățător de tractor, mașini agricole, plus prin gata cu intermediul dosafului, șoferi, spune pe atunci amatori, cum categoria B. Ați muncit pentru un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră? Eu pentru copii am muncit, nu pentru mine. Ce salariu primeați pe atunci, domn Boris? Știți, eu primeam atunci salariul la școală 85 de ruble. Și ce făceați cu 85 de ruble? Știți, cu 85 de ruble atunci făceam o leacă mai mult ca amul. E că cu 85 de ruble pe lună, dar eu mă duceam o lună de zile în concediu, două luni la mare, două luni în Carpați, la odihnă. Și mie de aici cumpăram o bucățică de salam, și cumpăram și o bancă de smântână. Dar totuși nu vreau să spun fraza aceea care o spun amuia oameni în vârstă și pe tineri. Tot mai vine era atunci. Părinții mie să fiu la lucru la ora 4 dimineața, eu la ora 10 seara. Eu aveam 10 ani, eu le pregăteam acolo o supă să mănânci. Am în fiecare o gradă, două, trei mașini. Copiii se duc la grădiniță cu telefoane. Cât e abecedarul. Tot era trăit. Eu în clasa 8 aveam o părinte șaravar cu râzână jos, râzână aici și îmi pare că cel mai mare fraier. Și tot că atunci era mai bine trăit. Am unui rău trăit. E super de trăit. Dar de ce oamenii spun că e greu de trăit? E super de trăit. Să ne păzească Dumnezeu de calmități și să fie pași deasupra. La noi, că eu nu știu, dar la noi pensionieri sunt pată în trei categorii. Sunt pensionieri, așa, care au putere și nu vor să lucreze. Sunt pensionieri care au putere și lucrează până la infinit. Dar sunt pensionieri care văd de cap lor, dar asta e un procent tare mic. Un procent tare mic. Dar ești care văd eu că ies în Chișinău cu hlanțug la gât, crușiliță, cu gâtul la buric și spune am să înghez de fric și n-am ce mânca. Dar cum eu am ce mânca? Eu am așa, de la legume, ce pânt, cu stroi, ceapă, cartofi, cu varză, tot absolut am o gradă. Eu în leg screagă schinării cu răua, și de la ora 4 până la ora 10, timp de vară, eu nu știu la cafea în casă, nu azi. Și am tăcere. Și am surplus care îl duc la piață. Dar n-am unde realizat. Asta e altă problemă. Așa că la noi, vă spun, pensionierii și fac gălăgie pensionierii și ei, care eu fost crescuți pe bani gata. E dacă aș fost banii munciți de părinți și ei să munciți banii încoace, apoi nu știu că la piață. Și nu știu unde, că dacă... Nu spun, nu-mi permit.
că nu poate baga în buzunar mâna să scoată un leu. Încurcă unghiile. Cum ieși pe stradă și strici când ieși de foame și n-am ce mânca? Dar poți să superi sau sunt superi, da, așa e. Vreau să vă întreb dacă atunci când erați tânăr, erați în putere, vă mai gândeați că o să ajungeți la pensie? Dar eu și mă gândesc că mă crosul de azi să-i pălesc. Eu la moment lucrez 10 hectare, singur absolut. Două tractoare, la un tractor agregat, la un tractor alt agregat. Mă duc pe câmp și cultivez, vin, mă sui pe alt tractor cu semănătoare, mă duc cu seamă. Eu în afară de combină, toate lucrările fac absolut. Toate agregate care am, eu le-am făcut din metal vechi, metal uzat. Și am câmpuri, dar mai bune ca la lideriști care susține statul. Mai curate. Domn Boris, dar se spune că mulți pensionari spun că of să ajung și eu la pensie. Sau multe persoane spun că of să ajung mai repede la pensie să mă odihnesc și eu. Dumneavoastră sunteți la pensie, primiți pensie, de ce nu vă odihniți? Eu să vă spun, la mine când e Paștele 3 zile, la mine e moartea. Prima zi mănânc sfințit și mai stau de bord cu copilaș. Dacă copilaș s-a dus, eu mă încep de lucru. Eu nu pot sta într-un loc. Mișcare e sănătate. Eu la cap, la cornă casă, am bară. Eu când trebuie sub bară, fiindcă eu am hernie la spate, dar bara e cel mai bolnac, înlocuiește medicul. Eu când trebuie sub bară, eu mă apuc de bară și 3-4 ori. Ia că asta e sănătate, mișcare e sănătate. Dar dacă aș depi scăunele, eu mă uit, asistența socială ar trebui redusă la 90% să fie redusă. Eu văd mulți pensionieri și pensionieri, bărbați, femei, mă cu seamă femei. Și aici mă rup scăunel, fac vânt să nu se opărească, dar acasă îngrijesc asistența socială. Sunt oameni cu document sau cum spune, certificat cumpărat de invalidalitate, de ieșit sub pălăria asta de la Beric și bat cărțile dominouri că masa s-a făcut ca doagă de poluboc și bacalul de bere alături. Pentru asta ar trebui instanțele noastre iasă din fotoliu și să îmble, să vadă. Sau care... sunt unii care au certificat de invaliditate și merg în Italia și au grijă de... E, cu aceea de eu, știți, nu-s la curent, dar eu tot satele este, știu care și zace în trens. Eu mă duc să mă uit, fugă un pachet țigări, mă urc în tractor să mă în câmp, acolo sunt 10-12, bat 2 euro, beau bere, dar soția lui vine la mine și cumpăr un kilogram de șapă. Apoi cum e rău trăit? Apoi nu bagi cărța, bre. Nu bie bere, bre, atâta zău. Bie un bacal de bere și duci prăjește o cradă. Tu ai certificat în buzunar, de dor cu sapa nu poți să dai. Domn Boris, dar dumneavoastră, atunci când erați tânăr, nu vă era frică că băi, o să vină și perioada asta de bătrâneță, perioada asta la pensie, când o să-mi ajungă pensia și o să fac eu când o să fiu bătrân? Nu vă era frică, nu vă temeați? Nici la moment nu e frică. Eu pot să mă dezic de pensia asta mizeră pe 2 ani de zile. Dar să știu, creează locuri de muncă, salarii concrete, să-mi se întarc copiii acasă și eu să mă joc cu nepoțăie. Eu mă dezic, eu am ce mânca. Dacă n-aș avea de plătit internetul și lumina, apoi eu mă dezic de pensia asta, cât că eu am mușit pentru dânsa. Eu mă dezic de dânsa. Eu am primit plăcere vara asta, o lună jumate, nepoțăie în jurul meu. De dimineață și până noaptea, bunielul. Soția a fost în bolniță 10 zile. Eu am fost și bunel și bunică, eu le făceam mâncare. Eu îi spălam, eu îi... Câți ani aveți dumneavoastră munciți? Ce staj de lucru aveți? În total, sunt 40. Și cu ce pensie ați ieșit? 1100. 1100 de lei. Păi dacă n-am avut pensie să o cumpăr. Cum eu calculat-o, am spus mulțumesc. Dar ce pensia se cumpără, pensia se obține? Păi să vorbim și. Se cumpără din maternitate copiii și se cumpără din morgă mortă. Apcum. Acum ce pensie aveți? Păi s-a mărit cu 900 de lei. Ați ajuns la 2000? 2000. Păi mult, e puțin pentru dumneavoastră, domn Boris. Cum să vă spun, eu internetul și lumina o plătesc foarte mult. Când 1600, când 1300. Și internetul și aici, așa, păi... Adică pensia dumneavoastră se duce? Nu știu, n-ajunge. Dar eu nu sunt obișnuit. Dacă ar mai fi ar și bine.
Dar dacă nu, dacă așa se calculează pensia, nu știu să facem. Știu că în multe, familii soția e cu banul. La dumneavoastră în familie la fel? Cine cu contabilitatea? La noi banul, știți, e pe masă. Mi-a trebuit ni la țigări, am luat și am plecat. O vrut să cumpere și ceva delicios. O luat și a plecat. S-a terminat banii. Așteptăm pensia. Sau dacă nu, avem un pușel în ocol. L-am vândut. Iar sunt bani, iar ne lăfăim. Domn Boris, după cum am înțeles, dumneavoastră aveți grijă de gospodărie, țineți pământul, îngrijiți pământul. 100%. Cât pământ aveți? Pământul a copilor. La fiecare copil am câte o cotă. Și în total 10 hectare pe câmp le lucrez cu tractorul. Dar în ogradă am două gospodării, undeva la vreo 70-80 soci. Astea toate le lucrez manual, cultiv legume, începând ceapă, usturoi, fasole, cartofi, pântrăjel, chiperi, curechi, varză, roșii și așa mai departe. Toate care legumele sunt pe piață, acele eu le cultiv. Și îndestulez familia mea, copiii și surplusul duc la piață. Soția nu are puteri, adică dumneavoastră mai mult. Soția, eu sunt bucuros că face un borș, îmi spală hainele. Ea s-a consumat absolut în directorie cu totul. Se apropie iarna, vreau să vă întreb cu ce încălziți casa, domn Boris? Da, noi casa o încălzim cu lemne, cărbuni și avem în sobă. Noi casa e mare, dar știți? Nu încălzăm tot. Încălzăm o cameruță și bucătărie. În Chișinău eu am văzut că sunt case cu 3 nivele în pământ, 3 nivele în sus. Și le încălzesc cu gaz natural. Eu, de pildă, în locul la persoane și alea, aș renunța și încălză o cărsuță, o cameră, două, și restul ar merge la încălzarea locurilor publice, grădiniți, spitale, la copâni. Dar e și, dacă sunt bani mari, îmbrăcat călățel într-un bun lunchiet, casă, 3 nivele în pământ, 3 nivele în sus, las că la țarul încălză-le cu pene de găscă. Ar trebui să lucrez o leacă, cum spune în popor, șaricul, să gândească la poporul ăsta de jos. Câți metri cub de lemn va ajunge pe iarnă? Așa cum încălzesc eu, undeva la 8 cuburi de lemn, mi ajunge. Și plus cărbuni? Nu. Cărbuni nu? Nu. Plus eu porumbul îl folosesc la animale, dar ciocălăile. Tot la de foc. Și apoi e că nu mă fudulesc, vie că nu curăț, leg snopșor, cu două, trei snopșoare. Mă încălzesc cu bunica o sară, lângă sobă. Domn Boris, dar cine plătește facturile la dumneavoastră? Serviciile comunale. Nu contează. Noi când începem să primim pensie, o primim împreună. Eu nu mă semnez factura de pensie, soția rămâne acolo. Și pe lumină, și pe telefon, pe internet, tot e pachetă. Adică cum primiți pensia, primul lucru pe care îl faceți, plătiți facturile. În același moment. Și cât din pensia dumneavoastră și a soției se duce pentru toate facturile? Noi împreună avem 5.000, acasă venim curat cu 2.500. 2.800. Adică jumătate se duce. Jumătate pleacă acolo înapoi. De unde o primim, acolo o lăsăm. Domn Boris, eu întreb fiecare pensionar care face parte din cadrul proiectului O Viață din Pensie și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, odată ce sunteți pensionar. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă simțiți un pensionar fericit aici în Republica Moldova. Dacă sunt vii copii și nepoți acasă, poate 90%, dar 80% sunt fericit. Dar pensia vă face fericit? Știți, este o vorbă în popor, bani și țăganul are. Dacă ar fi mai mare, n-ar străga. Poate mai puțin aș lucra. Dar ce pensie dumneavoastră v-ați dori ca să acoperiți toate cheltuielile? Ca să acoperi cheltuielile? Să avem noi cu soția împreună. Eu mă gândesc că avem noi împreună 8.000 de lei, împreună. Eu aș fi mânțenit, la 100%. Cum ați putea descrie dumneavoastră viața pe care o aveți acum la pensie?
Eu spune că e o viață normală. Care noi mânțenit, să o caute mai bună. Dacă să o facă mai bună, trebuie să lucreze. Ce vă doriți dumneavoastră acum cel mai mult, domn Boris? Eu de pildă îmi doresc să iei pașe, condiții climaterice normale și copilași acasă. Când vine soțul la magazin, îi spuneți să cumpere ceva mai ieftin sau să cumpere ceva pe plac, pe gust? Ceva pe gust. Cât de des faceți mâncarea pe care vă doriți dumneavoastră? Când o doresc, atunci o fac. Vreau să vă întreb dacă sunteți un pensionar fericit aici în Republica Moldova. Da. Unul fără altul ne-ar fi greu. Dar așa, unul face una, altul celălalt. Vreau să vă întreb dacă copiii vă ajută financiar. Când trebuie, vin, ne ajută. Primiți un ajutor financiar din partea noastră de 5.000 de lei. Vă dorim multă, multă sănătate și să vă încălzească mereu dragostea și fericirea. Mulțumim frumos, dar nu ne-am așteptat la așa ceva. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne și pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când o să împlinesc eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine
și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. La O viață din pensie veți afla secretul soților Boris și Cecilia Sârbu din raionul Florești, cum împar cele câteva mii de lei lunar astfel încât să le ajungă. Câți ani din viața dumneavoastră i-ați dedicat pedagogiei? 38. Niciodată nu m-am gândit că am să ajung la bătrâneță, să nu pot, pornesc un lucru ceva și nu-l pot termina între ceeași zi. La noi pensionieri sunt pată în trei categorii. Sunt pensionieri așa, care au putere și nu vor să lucreze. Sunt pensionieri care au putere și lucrează până la infinit. Dar sunt pensionieri care vai de capul lor, dar asta e un procentar mic. Eu la moment lucrez 10 hectare. Singur absolut. Eu pot să mă dezic de pensia asta mizeră pe 2 ani de zile. Dar să știu, creează locuri de muncă, salarii concrete, să-mi sântar copiii acasă și eu să mă joc cu nepoțăie. Doamna Cecilia, vreau să vă întreb, de unde vă procurați produse alimentare? De la magazinul de stat. De aici, din localitate? De aici, din localitate. Dar cine merge la cumpărături? Mai mult soțul. De ce? Fiindcă el e mai vioi. Dar eu nu prea am posibilitatea asta să vin. Cum faceți asta? Îi scrieți pe foiță de ce are nevoie? Nu. Sau? Acasă îi spun, iată ce trebuie să cumperi, du-te și cumpără. Și se întâmplă, că vine câteodată, nu cu toate ce-o cumpărat. Am uitat, e, las că este mai duși. Și apel, dacă e fumător, mai vin după țigări și procură. Dar cel mai mult noi venim după pâine, pâine și lactate, cel mai des. Dar pe lângă pâine și lactate, ce mai cumpărați? Ce produse cumpărați? Ei, paste câteodată se mai întâmplă, poate o bucățică de salam, niște crembuști, așa. Dar cel mai des pâinea și lactatele. Da, de câte ori pe săptămână vine la magazin? Poate să vii de 3, de 4 ori. Depinde. Nu. Pe săptămână? Odată în zi. Dar pe săptămână așa e de 3-4 ori. Dacă procură pâine pe 2 zile. Și câți bani lasă la magazin? Când și cum? Când las 100, când mai mult de 100. Dar dacă e numai pâine, poate fi 30-40 lei. Dar la piață, la Florești, nu mergeți? Nu. La Florești nu mergem, că avem alături a satul Căinarii Vechi, din raionul Soroca și noi acolo. Acolo se face piață? Se face piață. Piață bună. Și este tot și de ce avem noi nevoie. Doamna Cecilia, dar când vine soțul la magazin, îi spuneți să cumpere ceva mai ieftin sau să cumpere ceva pe plac, pe gust? Ceva pe gust. Nu vă uitați după preț. Nu mă uit că nu cumpăr așa des, dar îți cumpăr o bucățică bună. De exemplu, este pateu sau salam, este și mai ieftin, este și mai scump. De care i-ați cumpărat dumneavoastră? De cel mai bun. Cel mai bun și cel mai scump. Cel mai bun, da. Dar au fost momente când i-ați spus soțului să cumpere doar utilul, doar ce-i principal, da? Când nu vă ajungeau bani în casă. A fost și așa ceva. A fost. Când se termină pensia, când e pe sfârșit, așa facem. Cumpărăm noi ce și ne trebuiește. Necesarul. Pânica. Dar au fost situații. Probabil veniți și dumneavoastră uneori la magazin. Da. Au fost situații când ați venit la magazin, ați văzut ceva care voiați să cumpărați și dacă nu ajungeau bani, ați ieșit și ați înghițit în sec. Nu s-a întâmplat așa ceva, fiindcă vânzătoarele noastre sunt tare credule. Și dacă i-am spus că, uite, nu mi-ajunge 5-10 lei, cât acolo, cât n-ar fi. Bine,
o să ne aduceți mâine. Sau soțul până în seară vine și aduce banii. Asta voiam să vă întreb, dar Cecilia, a fost situație când ați venit și ați luat pe datorii de la magazin? A fost așa ceva. Ați rămas fără bani în casă? Sau pensia încă nu venise? Pensia poate nu venise sau nu avem cu mine bani. Se întâmplă așa, că luam câțiva lei acolo și când veneai la magazin ceva bun, ceva plăcut era. Și de mă rugam. Știu că o bună parte din pensionari merg la magazinul din sat și iau pe datorii. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă acest lucru este o rușine sau nu. Eu n-aș zice că e o rușine. Că nu dau pe băutură, dar pe bucățic ceva gustos. Bună ziua! Doamna Lili, dați-mi, vă rog, o smântână. Fără zahăr, da? Nu vă mulțumesc! Doamna Cecilia, ce faceți? Tai ardei pentru o zămușoară. Vreți să faceți o zămușoară? Numai decât. Dar cât de des faceți mâncarea pe care vă doriți dumneavoastră? Când o doresc, atunci o fac. Și ce doriți? Orice. O zeamă de pește aș dori. O mămăliguță. Și vă permiteți? Câteodată, da. Dar de ce să nu-mi permit? Pensia vă permite să mâncați ceea ce vă doriți, să vă gătiți ceea ce doriți dumneavoastră? E cum să vă spun? Și da, și nu. Dar când trebuie, nu mă uit la nimic. Mai mult pregătiți din ceea ce aveți spre acasă? Da, da. Ceea ce aveți pe masă, tot din grădina dumneavoastră? E tot de la noi din grădină. Și ardei, și pătrunjelul, și roșiile, tot e de la noi. Dar când mâncați mai bine? Înainte de a ieși la pensie sau acum că sunteți la pensie? Și atunci și acum. Numai că atunci erau alte prețuri, acum sunt cu totul altele. Dar mulțumim Domnului. Mâncăm bine. Se vede după noi. Mai mult după mine. Nu puneți banul la chimir? Nu. Nu. Pe mâncare niciodată nu trebuie de economisit. Nu economisim noi. Ce ne-am dorit, așa i-am cumpărat. Poate mai puțin, poate mai rar, dar ce și ne dorim, noi totdeauna procurăm. Dar ce gătiți mai des, doamna Cecilie? Ce vă place cel mai mult să gătiți? Da, tot îmi place. Și o zeamă, și un scolțunaș, plăcințele, mămăliguță cu brânză și cu untișor. Dar care e mâncarea dumneavoastră preferată? Iată m-a spus în situație. Știți, tot îmi place. Tot ce-i bun vă place? Tot ce-i bun îmi place. Dar, sincer să vă spun, cartofi cu coajă. Cartofi cu coajă? Acel mai tare îmi place. Și faceți și mujdei? Nu mujdei. Ceapă prăjită, brânză de oi. Asta îmi place. E un deliciu pentru dumneavoastră. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce mâncați de exemplu dimineață? Dimineața, ceai, cafea. Asta depinde de când și cum. Și pe lângă asta? O bucățică de pâine cu unt, soțul o bucățică de slănină,
Slăninul dimineață? Dimineața iar mănânc slănină. Ei, mai facem niște ochiuriele acolo. La amiază? La amiază totdeauna la noi e borș. Borș, ciorbă, zeamă. Asta e... Ceva lichid? Lichid. Și seara? Și seara când și cum. Când sunt cartofi, când e o bătută, ceva. Nu ne culcăm flămânzi niciodată. Un macaron și luăm. Și clar, dacă e niște macaroane, ori o hrișcă facem, nu mai decât cu pățică de cărniță, cu fripturică. Că altfel nu merge. Și murătura. La cartofi totdeauna e murătura. Da, au fost zile de când dumneavoastră sunteți cu soțul la pensie, au fost zile când ați dus-o mai greu cu mâncarea sau nu? Da, cu mâncarea noi nu o ducem greu. Noi niciodată nu putem spunem că n-am ce mânca. Se întâmplă câteodată. Beci plin, cu de toate, și ne întrebăm, oare ce să mâncăm amușară? Cu de toate, și ne întrebăm, oare ce să mâncăm amușară? Vă răsfățați o leacă așa. Așa-i. Și-a psos-o mă e la rost. Beciul-i plin și n-ai și mânca. Doamna Cecilia, l-am întrebat pe soțul dumneavoastră, vă întreb și pe dumneavoastră, acum sunteți la pensie. Vreau să vă întreb dacă sunteți un pensionar fericit aici în Republica Moldova. Da. În ce constă fericirea asta la pensie? Copiii sunt pliniți. Noi, la fel, n-avem teme de dezbătut. Asta e fericirea. Nepoții și copiii. Dar pensia vă face fericită? Nu chiar. Dar uităm. Dar ce pensie v-ați dori dumneavoastră ca să vă fac fericită? Să vă ajungă ca să acoperiți toate necesitățile? Măcar un 5.000 de fiecare. Și ne-ar ajunge pentru tot. E mai lacom ca mine. Cu 10.000 lunar pentru ambii? Da. V-ați descurca? Da. Chiar ne-am descurcat bine. Soțul spunea și dumneavoastră spuneați că mai mult dumnealui muncește prin grădină, pe afară. Dumneavoastră nu prea aveți posibilitate. Aveți probleme cu sănătatea? Ei, puțin. Și nu vă mulțumim Domnului că mă ține așa. Soțul spunea că e bine că este soția și face mâncare, spală o haină. Așa e, unul fără altul ne-ar fi greu. Dar așa, unul face una, altul. Celălalt. Și mergem înainte. Din pensia dumneavoastră și a soțului, cumpărați medicamente sau nu aveți nevoie de ele? Medicamentele o parte sunt compensate. Eu mai mult cu medicamentele. Și o parte trebuie plătite, dar ce să facem? Vrei sănătate? Cumpără. Cât din pensia dumneavoastră se duc pe medicamente?
Acum nu mult. Cam 102, nu mai mult. Când ultima dată ați fost cu soțul la o consultație, la medic, la spital? Eu am fost recent, dar soțul nu. Dumneavoastră mai des mergeți? Nu, pur și simplu aș vreau să o creați situația că trebuie să plec la spital. Pe neașteptate, pe negândite. Dar pentru soț, munca e medicamentul și medicul. Da. El chiar mulțumesc domnul că îl ține pe picioare. El e la fuga peste tot. Așa e domnul Boris. Dacă aș putea, măcar în jumătate. De spital încă de când s-a distrus Uniunea Sovietică, nu știu nici ușa. Și nu știu încă 3 de ani înainte. Vreau să vă întreb dacă primiți ajutor de la primărie pentru perioada rece a anului sau... Anul trecut am primit pentru prima dată. Pentru căldură. Dar până anul trecut n-am primit. Și cât ați primit lunar? 700. La familie. Și cum primeam, cum luam de foc. Au fost că 2-3 luni am strâns și am luat mai mult. Și aici de iarnă. Mulțumim. Da, eu aici chiar nu găsesc o leacă. Lucrul primăriei în ordine, până noi n-am depus cerere, nu s-a dat ajutor. Dar pentru ce sunt cadre în primărie, care știu fiecare persoană din stat, cum răsuflă, cum pășește. Trebuie să nu. Înseamnă că ajutorul acela cineva l-a înghițit. Odată ce vorbim de ajutor, vreau să vă întreb dacă copiii vă ajută financiar. Când trebuie, vă vin, ne ajută. Și fiica, și ficiorul, amândoi. Fără că se cer, el știe că eu n-am, așa e în casă. Și procură. Doamna Cecilia, domn Boris, pentru dumneavoastră este o bucurie sau este o tristețe când copiii vă ajută? Pe o parte ne bucurăm că ne ajută, dar pe de altă parte ne gândim, doar și ei au nevoie. Au copii. Familia, necesitățile. Numai decât. Vă văd un cuplu fericit, doamna Cecilia, domnul Boris. Vreau să vă întreb de cât timp sunteți împreună. Doamne, din dragoste. Și mai persist și acum dragoste, mai este și acum dragoste. Dar de ce nu? Ia spune. De 44 de ani suntem împreună. De 44 de ani? Da. Cum au trecut cei 44 de ani? Cine parcă o zburat. Repede. O zburat aniște. Au fost grei? Au fost ușori? Au fost și mai greu. Când ne construiam, ne era mai greu. Când ne ducem la odihnă, era mai bine. Eram tineri și în fiecare an plecam și la mare și la munte. Dar domn Boris, acum... ce v-a ținut împreună cu alături de soție? 44 de ani, e o viață. Păi, mi-a făcut doi copilași. Mâncărică de mi-a lăsat. Că nu se spalați puțin. Când ultima dată i-ați spus soției că o iubiți? Eu în toată ziua îi spun. Doamna Cecilie? Nu-i numai decât să-ți spui cuvântul ăsta, te iubesc. Da, stima. Stima și atârnarea, cum zicem, mai decât faptele. Ne fac să fim împreună și ne sunt fericiți. Sunteți fericiți acum împreună? Ne-a spune. Da, o spune amândoi că da. Hai că la grădiniță. 1, 2, 3. Da! V-ați gândit vreodată, acum aveți noroc unul de celălalt. V-ați gândit vreodată că unul din dumneavoastră o să plece și o să facă celălalt? Nu vrem să ne gândim la așa ceva. Niciodată nu ne gândim. Când o să ajungem, atunci o să vedem. Dar așa nu. Până atunci vă trăiți viața frumos și în fericire. Da. Ce vă doriți acum dumneavoastră cel mai mult? Sănătate. Pace și sănătate. Pe lângă asta,
Eu știu că nu v-ați asigurat 100% cu lemne pentru iarnă și în semn de recunoștință din partea Jurnal TV și din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, primiți un ajutor financiar din partea noastră de 5.000 de lei. Vă dorim multă, multă sănătate și să vă încălzească mereu dragostea și fericirea. Mulțumim frumos, dar nu ne-am așteptat la așa ceva. Că nimeni niciodată nu ne-a dat. Mulțumim, mulțumim mult. Atât pentru astăzi. Cum e să trăiești doar din pensie, ați auzit și dumneavoastră de la Boris și Cecilia Sârbu din raionul Florești. Noi ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Să aveți o viață liniștită și lipsită de griji.